Și în această lună, Centrul Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman desfășoară o activitate bogată, propunându-le buzoienilor multe activități interesante. În această seară, seniorii buzoieni au avut o întâlnire interesantă cu medicul dermatolog Andy Cristian Rizoiu, care le-a vorbit celor prezenți despre importanța prevenției în sănătatea dermatologică. De asemenea, cei care l-au admirat pe poetul Adrian Păunescu sunt invitați de fiica acestuia la o dublă lansare de carte. Avem lansare, dublă lansare de carte a Anei Maria Păunescu, fiica marelui poet Adrian Păunescu. Lansarea va avea loc la Vila Albatros pe 16 februarie de la ora 18, un eveniment deosebit. Și vă invităm cu mare drag să veniți în număr cât mai mare. Apoi avem pe 11 februarie, tot la Iazul Morilor, evenimentul de sărbătorire a Zilei Mondiale a Radioului cu cei cu partenerii noștri de la Radio Știința. Pot să vină cu mic, cu mare buzoienii să descopere istoria radioului și vor avea parte și de surprize. Pe 14 februarie, o zi așteptată de toți îndrăgostiții, precum și pe 28 februarie, buzoienii sunt invitați la teatru în Parcul Marghiloman, la Vila Albatros. Pe 14 februarie avem Cerere în căsătorie, un spectacol adaptat după o piesă a lui Cehov, iar pe 28 avem Toate lucrurile minunate și la fel se întâmplă la Vila Albatros. Mai multe detalii puteți găsi pe pagina de Facebook Centrul Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman. Chiar dacă iarna încă nu s-a sfârșit, programul Școala din Parc își continuă activitățile în interior. Activitățile dedicate celor mici, unde avem ateliere sâmbătă și duminica de dimineață până la prânz, ateliere dedicate copiilor, dar vom aduce și spectacole. Și, așa cum am spus, seniorii au programul dumnealor în fiecare miercuri, de urmărit pagina Seri Împreună, așa se numește programul, pagina de Facebook Seri Împreună, acolo punem în timp util toate datele despre evenimentul din fiecare săptămână. Pentru primăvară, când soarele va încălzi pomii înfloriți, în piața Dacia vor avea loc spectacole stradale care vor da semnalul pentru începerea activităților în aer liber.